91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și țățățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirea ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Pur și simplu, noi asta facem în fiecare zi, citim mult. Repetiția e mama învățăturii, dar pot să spun că are un dar de la Bunul Dumnezeu și am observat că prinde foarte repede. Cum ne-am dat noi seama de lucrul ăsta e că reținea numele tuturor oamenilor cu care ne întâlneam în oraș, copiilor cu care intra în contact. Eu, ca adult, nu reușeam să rețin numele. Ți-aduce aminte că ne-am întâlnit cu doamna Cutare? Și atunci am început să lucrăm pe partea asta de memorare și avem la activ mai mulți psalmi învățați și mai multe poezioare. Un copil activ, foarte vorbăreață, sociabilă, prietenoasă, o binecuvântare de sus, ca toți copiii de altfel. Cășcuș și Pavel este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cer preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o norocire nu te va ajunge, nici orgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpâlci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi și îl voi ocroti, că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îi voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin.